Se în numele ANAF. Mai multe firme au primit în ultimele 24 de ore prin e-mail informări despre așa zise controle ale Direcției Antifraudă. Extrocii pun în text și o copie după sigla Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Cei care au pus la cale această ilegalitate cer contribuabililor să acceseze un link ca să afle data și ora la care vor fi vizitați de presupusul inspector. ANAF a intrat imediat în alertă și avertizează populația să ignore aceste e-mail-uri. Atragem atenția că ANAF nu transmite aceste mesaje și precizăm că ANAF informează contribuabilii cu privire la OVID inspecție fiscală printr-un aviz de inspecție conform articolului 122 din legea numărul 207 2015 privind codul de procedură fiscală, iar în cazul controlelor Direcției Generale Antifraude Fiscală, acestea sunt inopinate și operative. A transmis ANAF printr-un comunicat de presă. Instituția mai sfătuiește societățile comerciale să nu răspundă la mesaje și să nu acceseze linkurile indicate în e-mail. Autoritățile nu au dat deocamdată alte detalii despre riscurile la care se expun cei care accesează aceste linkuri.